Și vedem acum un impact devastator între o auto specială de poliție și o autospecială din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt. Echipajele se aflau într-o misiune comună. Au preluat un pacient cu afecțiuni psihice, iar pe drum către spital, pacientul a devenit recalcitrant și a lovit asistentul de pe ambulanță. Șoferul autospeciale a frânat brusc, iar polițistul care conducea mașina de poliție a lovit în plin ambulanță. Un polițist și-a pierdut viața, iar altul a fost grav rănit în urma impactului. Teribilul accident s-a produs pe raza localității Șopârlița, județul Olt. Cele două autospeciale se aflau într-o misiune comună, iar la un moment dat autospecial a poliției a lovit violent ambulanța. În urma unui apel prin SNUAU 112, polițiștii secției de poliție rurală Bobicești împreună cu un echipaj al serviciului județean de ambulanță Olt au intervenit pentru a transporta la o unitate medicală o persoană al cărui comportament era deviant. Persoana violentă a fost transportată cu ambulanța, iar echipajul de poliție însoțea transportul conform protocolului, având semnalele luminoase în funcțiune. Întrucât pacientul ar fi devenit violent, conducătorul ambulanței a frânat brusc, moment în care echipajul poliției a intrat în coliziune față-spate cu acesta, a transmis IPJ 8 Cei doi polițiști au fost grav răniți. Medicii au încercat să le salveze viața, însă unul dintre polițiști, șeful postului de poliție din Morun Glav, a decedat la spital în urma accidentului suferind multiple leziuni Inspectoratul de Poliție Județean Olt deplânge stingerea din viața a colegului nostru Nițu Fănel în vârstă de 49 de ani din cadrul postului de poliție Morunglav. Vestea cumplitului accident de circulație din prima zi a acestui an ne-a zguduit pe toți și ne-a încărcat inimile de durere, tristețe și compasiune. De-a lungul carierei cu o experiență de 25 de ani, colegul nostru a îndeplinit activități în domeniul ordinii publice, iar pentru 10 ani a fost șeful postului de poliție Morunglav se -a arată în mesajul IPJ-ul. Celălalt polițist, șef al postului de poliție din Bârza, a fost și el rănit grav și este internat în spital.